Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip vreau să vă arăt cel mai bun îngrășământ, cel mai bun fertilizant, pot să-i spun, pentru plantele la ghiveci. Este vorba despre conurile de brad. Aceste conuri de brad sunt la îndemâna oricui și sunt foarte ușor de folosit. Plantele la ghiveci, din cauza faptului că nu sunt în mediul lor natural, au nevoie de ajutor pentru a supraviețui. Astfel este necesar de o fertilizare a plantelor cu substanțe organice sau anorganice. Unul dintre ele, să știți că este conul de brad. Conurile de brad uscate reprezintă o modalitate de prelungire a vieții plantelor din ghiveci. Acestea sunt excelente pentru temelia din interiorul unui ghiveci. Ia uitați, el, cum le am eu aici, se așează la fundul ghiveciului. În primul rând, se aleg conurile de brad care sunt foarte uscate. Se scutură foarte bine de semințele acelea din interior, dacă le au, și se mărunțesc, eu practic le-am rupt și cu mâna sau le-am cu un cuțit, cu o foarfecă, cu ce puteți dumneavoastră. Conurile se așează de fapt pe fundul ghiveciului mărunțite sau dacă aveți ghivece mult mai mari, le puteți așeza întregi pe... Să faceți așa ca o temelie la fundul ghiveciului. Conurile vor putrezi în timp, dar vor reprezenta o bună sursă de minerale pentru plantă, un element de drenaj al apei și vor preveni formarea mucegaiului în interiorul ghiveciului, cât și în exterior, acolo de cele mai multe ori când se face la suprafață, practic. Eu asta am avut să vă spun. Practic, acest con v-am arătat dacă este, cum am spus, dacă este ghiveciul mai mic, se rupe, se mărunțește mult mai mult decât am făcut eu aici. În fine, acum, practic, se pune pământul peste conul mărunțit, n-a mai rămas decât să plantăm floarea și atunci va fi o bună sursă de hidratare și de minerale pentru plantele noastre. Așa că de acum încolo încercați să folosiți conurile de brad pentru că sunt de fapt la mâna oricui. Acesta a fost videoclipul meu pentru dumneavoastră. Nu a mai rămas decât să vă mulțumesc că m-ați urmărit și să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.